Am revenit, Gheorghe Bacușcă, comisar șef la Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara, domnule comisar șef, și bine ați revenit în jurnal. Bună seara, mulțumesc de invitație. Crește numărul incendiilor de vegetație în această perioadă. Multe sesizări ajung și la Garda de Mediu? Bineînțeles, surprinzător. Că anul trecut am avut o scădere față de anii anteriori la aceste incendii de vegetație. Anul acesta am registrat în luna ianuarie 35, iar deja în luna februarie, cred că suntem data 22, avem deja 37 de incendii. Gândiți-vă dumneavoastră, numai faptul că prin ardere se creează un anumit grad de poluare, dar și un pericol iminent față de cetățeni, că chiar o parte din incendiile astea au ajuns până aproape de clădirile oamenilor și au pus în pericol, doar cu intervenția pompierilor s-a reușit să se limiteze ca să nu se ajungă la alte, să spunem noi, catastrofe. Pe lângă asta, gândiți-vă dumneavoastră, ca să facem 70 ceva de deplasări a celor de la ISU, asta înseamnă un anumit grad de mobilitate, un anumit grad de mobilizare a persoanelor care să participe la aceste activități, plus că mai sunt și alte, să zicem noi, grupe de pompieri locali care intervin în astfel de evenimente. Curios este că autoritățile locale n-au reușit să informeze cetățenii și n-au reușit să-i convingă că se poate folosi vegetația respectivă în alte scopuri decât a fi incendiate. Mai mult de atât, din anul 2021, ordonanța de urgență 92 aplică și foarte multe, foarte mari sancțiuni pentru persoanele fizice. Sunt sancțiuni de la 10.000 la 20.000 de lei, adică ce înseamnă o persoană fizică pentru că a dat foc la o armă, la vegetație, se ia amendă de până la 20.000 de lei. Asta înseamnă destul de mult pentru bugetul unei persoane, mai ales, să zicem noi, dacă e din zona urbană. Mai mult de atât, pentru soluționarea astfel de aspecte sunt competenți mai multe autorități, de la autoritățile locale, poliție locală, poliție națională, jandarmerie. Asta înseamnă că oricând cei care fac astfel de incendieri pot fi prinși în fapt și să suporte consecințe legii, plus că pot plăti și alte daune care sunt cu deplasările autorităților și a pompierilor în zona respectivă. Adică ne trezim că, în afară de amenda care o primești, sunt mai și alte, să-ți fie deschis o anumită acțiune pe latură civilă și se plătește anumite, să spune, daune care le-ai produs prin deplasarea atâtor forțe în zona respectivă. În afară de aceste incendii de vegetație, se înregistrează în această perioadă și alt tip de incendii, să spunem așa, necontrolate? Ca să fiu un pic mai explicit, incendiile astea nu ne referim la alea care au ars 100 de metri de vegetație. Avem chiar și 20 de hectare de vegetație care au ars. Adică sunt suprafețe foarte mari. Sunt incendiere și de altă natură, dar mai puțin. Intenționate, adică, clar. Mai puțin s-au întâmplat în cursul anului, să zicem, anul 2022 și nici finalul anului 2021, datorită faptului că s-a intervenit foarte prompt de către autoritățile locale, bineînțeles, de către Garda de Mediu, care au aplicat sancțiuni și care, bineînțeles, că au dus la faptul ca cei care comit astfel de fapte să nu mai repete. Și au primit sancțiuni destul de mari și asta e, de fapt, cred că până la urmă, cred că tot o sancțiune ne educă. Și cred că o să ajungem acolo, să stăm noaptea la pândă, unde știm noi că se facă incendieri, și să-l prindem pe ăla și o să dăm exemplu de 20.000 de lei o persoană fizică, de 75.000 de lei o persoană juridică, pentru că poate fi și persoană juridică unde este vegetație, că sunt anumite societăți care sunt domeniul agricol, care desfășoară activitatea acolo. Mai mult de atâta, ei au și obligații. Cei care dau foc în zonele în care primesc subvenții de la APIA, la fel noi semnalăm și ISU semnalează APIA și nu vor mai primi subvenții pentru suprafața, și pe partea asta. Pe suprafața respectivă de
de teren. Într-o altă ordine de idee, au fost făcute mai multe plângeri legate de funcționarea CET Holboca. Despre ce plângere ar fi vorba și am înțeles că a primit și sancțiune CET Holboca. Până în anul 2021, autorizația integrată de mediu privind CET 1 Holboca, CET 2, așa, era aparținea operatorului Veolia. Iar din anul trecut, autorizația a fost preluată de către OAT municipiul Iași. Într-adevăr, noi am avut probleme acolo și când a fost operatorul Veolia, în cursul anului 2021 a primit un avertisment, iar apoi a primit o amendă de 100.000 de lei. Iar anul acesta, pentru faptul că în autorizația integrată de mediu se specifică că nu au voie să meargă pe cazanul de avarie, să zicem noi, care poluează mai mult de 120 de ore, Garda de Mediu a aplicat o sancțiune de 50.000 de lei UAT municipiul Iași. Deci UAT municipiul Iași a fost amendată, da, bineînțeles, recent. Și li s-a pus măsuri să nu mai repete astfel de fapt. Alte reclamații primite în această perioadă, de ce sunt legate? Păi, sunt diverse, ca să zicem noi, cu privire la încălcarea protecție mediu, în general, la nerespectarea autorizației de mediu, cu privire la abandonări de deșeuri, cu privire la faptul că nu au plătit la fondul de mediu și, de asemenea, și la anumite fapte care sunt constatate de noi în flagrant sau ne autosesizăm și ne ducem pe loc, vedem că s-a întâmplat că o anumită societate sau persoană nu respectă actele care de reglementare din punct de vedere a protecției mediului sau nu a solicitat și obținut acte de reglementare, se aplică astfel de sancțiuni. Noi aici, la unde s-au aplicat sancțiunea anterioară OAT-ului, fiind și o instalație mare de ardere, ea se încadrează, trebuie să aibă anumite emisii și trebuie să încadreze în normele europene. Mai ales că Iașu are probleme cu calitatea aerului. Am intervenit și am făcut mai multe verificări pe șantierele din municipiul Iași. În special, unii ne-am autosesizat, că sesizări, să știți că am avut mai puține în prima parte a anului acesta. Și datorită faptului că s-a implicat foarte mult poliția locală Iași, dar și polițiile locale din zona metropolitană, că cam au început fiecare să-și intre în atribuțiuni și au început să înțeleagă și să cunoască foarte bine legislația de mediu. Mai mult de atât, s-au făcut și compartimente specializate la fiecare UAT-ul și chiar sunt obligații, mai ales cum e în zona metropolitană, unde sunt, să zicem noi, și societăți comerciale, dar și persoane, adică densitatea locuitorilor este foarte mare. A fost necesară înființarea acestor compartimente care au început să-și aducă contribuția la bunul mers al respectării mediului și în același timp să-și aplice legislația de mediu. Și, domnule comisar, în tot acest context, să spunem așa, care este calitatea aerului? Cum este catalogată? După măsurătorile făcute de către Agenția de Protecție a Mediului Iași, Iașu, în prezent, este sub limita anilor 2018, 2019, 2020 și chiar 2021, dar asta nu înseamnă că noi în Iași avem calitatea aerului bună și asta o simțim noi fiecare pe pielea noastră seara când ieșim la plimbare și când, într-adevăr, orașul este foarte aglomerat și traficul se simte, ori simțim, pentru că traficul ar fi principala problemă atunci când vorbim de poluare, de calitatea aerului? Vedeți, dumneavoastră, că discutând de faptul că Brașovul, să zicem, avea probleme cu calitatea aerului, în momentul când Brașovul a început să să formeze infrastructura. Și aici vorbem de o șosea infrastructură, de centură, da. Și sunt bretelele care înconjoară orașul și se interzică traficul greu în municipiu.
e normal că s-a simțit că calitatea aerului s-a schimbat. Asta nu înseamnă că și dumneavoastră nu au problemele lor acolo, că și acolo este un trafic, chiar dacă nu e trafic greu. Iașu în continuare suportă traficul greu care trece prin municipiul Iași și care este un mare poluator. Mai mult de atât, nu mai vreau să spun că strică și infrastructura drumurilor, că vara când e cald și sunt încărcate, normal că afectează și apoi trebuie investiții pentru refacerea acestor trame stradale. Cred că, într-adevăr, noi nu vom avea probleme în Iașu până când se va interveni nu se rezolvă aceste probleme de investiții majore, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Într-adevăr, măsurile puse de către Garda de Mediu Oatemului municipiului Iași au fost, să zicem, noi realizate în proporții din 95%. Singura problemă care a rămas cea de infrastructură și care, într-adevăr, nu prea depinde numai de municipalitate, depinde și de alți factori, care cred că se vor rezolva, dar sper să rezolve pe termen scurt. Bineînțeles că mai avem probleme nu numai în municipiul Iași, avem o problemă la Ungheni, unde și acolo avem depășiri și au fost foarte multe. Curios că anul ăsta avem mai puține, datorită faptului că acolo este un drum județean care la fel nu este asfaltat și e o confluență și cu alte drumuri din interiorul comunei și normal, când noua plouat acolo se face praf și normal că se afectează calitatea aerului. Revenind la măsurile impuse de către Garda Națională de Mediu Primăriei Iași, și în linii generale despre ce măsuri ar fi vorba și care au fost realizate până acum, în proporții de 95%, spuneați dumneavoastră. În primul rând este vorba de spații verzi, era vorba de tramvaie, autobuze electrice. Înlocuirea mijloacelor de transport. Da, bineînțeles, așa. Dar nu mă referim numai pentru municipiul Iași și societățile care sunt subordonate primării, trebuia să acționăm, să măturăm cu niște utilaje performante, niște utilaje la fel care, dacă se deplasează, să nu polueze. Și în prezent, măsurile care au fost puse au fost realizate de către primărie. Mai mult de atât, cred că fiecare cetățean din Iași vede că zilnic sunt mașinile de la operatorul de salubritate din Iași care umectează trama stradală și nu mai lasă să se ridice în atmosferă pulbere în suspensie. Avem și vom avea probleme în continuare. Iașul are o anumită problematică. Avem și o problematică datorită așezării geografice și de inversiunilor termice, dar asta nu ne scuză că nu putem lucra și că nu putem face lucruri pe termen cât mai scurt, în așa fel încât ca cetățenii din municipiul Iași, din zona metropolitană, să aibă o viață și un aer mai curat, o viață bună. Nu am pomenit, domnule comisar, nimic despre parcul auto, care este unul învechit, după cum bine știm, iar acest lucru afectează mult calitatea aerului? Dumneavoastră vă referiți la parcul auto a cetățenilor? A cetățenilor, bineînțeles, parcul auto a primăriei a fost schimbat. Nu, a cetățenilor. Chiar mai mult de atât, foarte puține mașini au mai rămas din cele care vorbeam noi cu 3-4 din aceste dotări, așa? Da. Într-adevăr, parcul este învechit. Este și în nivelul nostru, din punct de vedere social, economic. Probabil și noi, dacă am avea niște salarii mai mari, probabil ne-am permite să avem niște mașini mai performante și să avem mașini electrice. Care să nu Dar puneze, și da. În domeniul acesta se lucrează. Au fost puse și măsuri cu privire la faptul ca să instaleze acele stații pentru ca oamenii să fie încurajați să își cumpere mașini electrice. Și se vede că în oraș au apărut și taxiuri și mulți cetățeni au atât mașini hibride cât și electrice. Și cred că aici trebuie să ajungem la mașini care nu poluează atmosfera, nu neapărat electrice, că poate să apară și altă tehnologie mai modernă. Exact, exact. Vă așteptați să crească poluarea în următoarea perioadă, după ce vor fi deschise mai multe șantiere, poate? Șantiere sunt cam deschise, ele au început să lucreze, pentru că condițiile atmosferice au permis astfel de lucrări, o parte din lucrări.
Dar nu neapărat, pentru că în momentul de față poliția locală chiar supraveghează șantierile și chiar au un grafic foarte bine, așa încât să treacă din când în când pe la aceste șantiere. Însă și noi mergem la șantierele care știu că sunt cu probleme și chiar am verificat și în zona primăverii unde avem șantierul respectiv care e destul de mare. Încă suntem în control acolo și nu am finalizat verificările. Verificăm și unde apar sesizări cu șantiere mai, să spunem noi, mai mari, iar unde nu avem posibilitatea, declinăm calitatea către poliția locală Iași și respectiv zona metropolitană către cei care au împuternicire pentru a aplica legislația de mediu. Iar amenziile sunt mari când vine vorba de nereguli pe șantiere? Bineînțeles că de ele duc până la 100 de mii de lei, dar nu asta problema este că da, se dă da. O sancțiune. Problema e că putem da asistarea activității sau îi putem pune măsură, îi punem măsuri și dacă nu realizăm măsurile la fel, putem să dea asistarea activității și asta de multe ori este mult mai costisitoare decât o sancțiune. Câteva minute până la sfârșitul jurnalului. În continuare, activitățile prioritare ale gărzii de mediu care sunt? Adică în viitorul apropiat, mă întrebam. Noi încercăm acum, datorită faptului că constatăm că deșeurile care apar în general aruncate în mediu provin de la generatori. Ne interesează să facem verificări la cei care generează deșeurile și mai fac un apel prin mijlocul dumneavoastră de a anunța cetățenii să nu mai vândă mașinile la persoane neautorizate, să le vândă în locurile unde sunt locuri speciale și mai mult de atât, în cursul anului acesta pot primi vouchere, adică sume mult mai mari decât suma care ar primi-o de la cetățenii care nu au acte de reglementare și care le desfac și le descompletează și anumite componente din mașini ajung în alt loc decât cel care ar trebui. Deci aici fac eu un apel și noi verificăm în momentul de față serviciurile care fac astfel de activități. Verificăm la fel și cei care au dezmembrări și să știți că am surpriza că activitatea, în special cea fără autorizație în județul Iași, cam nu prea se mai desfășoară, iar dacă cetățenii, dacă știu undeva când cineva desfășoară o activitate dumneavoastră de dezmembrări, să ne anunțe că verificăm în cel mai scurt timp, pentru că aici ne interesează ca cei care generează să nu mai înstrăineze deșeurile, pentru că ei valorifică piesele care le pot vinde și restul, parte, dacă nu sunt, nu lucrează legal și mai încalcă și o altă infracțiune de evaziune, ajung în altă parte decât ar trebui. De asemenea, cred că și actele normative care vor apărea în perioada următoare vor descuraja și chiar opri această activitate. Domnule comisar șef, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Spor în toate și vă așteptăm și cu alte noutăți. Vă mulțumesc pentru invitație. O seară plăcută. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Amoroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți.